La Ocnița a fost inaugurat un monument dedicat eroilor armate române căzuți în datorie în 1941. Crucifixul a fost ridicat grație președintelui Asociației Obștești Monumentum, Iulian Rusanovski. Monumentul, spun inițiatorii proiectului, va aminti urmașilor de sacrificiul ostașilor români. Pe aceste locuri, la marginea gimitirului din Ocnița, lăsată de izbeliște, erau instalate cinci cruci vechi, când de fapt aici își fac somnul de veci 15 ustași români necunoscuți. Cu ajutorul Asociației Obștești Monumentum și al unui băștinaș, aceste cruci au fost restabilite, iar în mijloc a fost instalat un crucifix din piatră. Este un monument de istorie care a avut o soartă tragică după venirea forței sovietice. S-a descoperit monumentul în arhivele naționale ale Moldovei. Uh, deja respectiv, știind despre faptul că a existat cândva și unde a existat, mă mărturiile localnicilor, alte fotografii de epoca, uh, am reușit totuși să le restabilim. Crucea asta e pusă în memoria acelor căzuți și în memoria neamului nostru. Acum să împlinesc acei 80 de ani de când ei au fost închumați. Monumentul a fost sfințit de un sobor de preoți în frunte cu episcopul de bălți, Antonie acest act este un act reparator de restaurare a adevărului pentru că știm că în perioada sovietică toate aceste parcele ele sunt peste 300 și ceva în Republica Moldova au avut grijă stăpânirii de atunci să lichideze orice urbă românească și au avut de suferit cimitirile unde dorm eroi români. Prin aceste acte ce se întâmplă și astăzi aici, noi de fapt restabilim un adevăr și că obținem dreptul la memorie. La eveniment a fost prezent și Consulul General al României la Bălți, Petrișor Ionel Dumitrescu. Este foarte important pentru noi să avem grijă de memoria eroilor români, pentru că numai în acest mod, pentru generațiile viitoare, vom aduce bunăstare, prosperitate, înțelegând tot ceea ce generațiile anterioare au făcut prin jerfă pentru a le oferi o viață prosperă și frumoasă. Lucrările de construcție au durat un an de zile. Este al 48-lea monument restaurat și edificat în Republica Moldova, în cinstea eroilor români. Acum Asociația Monumentum lucrează la identificarea fiecărui ostaș român căzut la datorie în timpul celui de-al doilea război mondial.